populari. Suntem alături de familia Pop, putem să spunem, pentru că nu e așa. La un moment dat o să reușim noi să îi și căsătorim pe doamna Marieta cu marele maestru Simion Pop. Dar până una alta, vedeți, sunt o familie frumoasă și au și un fiu. Fiul a venit lângă noi, fiul Sebastian Comăneci. Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți să clarificăm o chestie ca să fie ca bine. Ca să nu fie scandal. Da, nu, vreau să vă spun că pe Facebook am primit un mesaj de la un domn Cristi, așa, care noi mai mergem prin parc, în afara Bucureștiului, vara, așa, și la un moment dat chiar îi spuneam maestrului că, zic, a spus că îi se pare că totul este regizat, adică pe tema cu fiul, că dumnealui cam repetă mereu și că îi se părea că eu, ca și cum eu i-aș spune chestia aceasta. Și am spus, măi, de ce îi se părea respectivului domn că profiți de imaginea maestrului? Probabil, nu știu că... Te folosești cumva într-un fel de această titulatură de fiu. Și vreau, de asta am și vrut, mi-a ridicat mingea la filo, ca să spun pentru toată lumea, eu mă leagă o prietenie ca între un tată și un fiu, sau ca între un tată, un bunic și un fiu. Care eu niciodată nu i-am spus maestrului să zică ceva sau să, maestri, faceți ca mine sau așa. Nu. Care e sfatul cel mai important pe care tu l-ai primit de la marele maestru Simion Pop? Am primit foarte multe sfaturi. Dumnealui este un om, nu e o laudă, că toți avem defecte. Și eu am defecte și dumnealui și toată lumea. Dar e... N-aș crede. Câți oameni am cunoscut, mă refer artiști, niciunul, nu știu, eu vorbesc acum de 2 ani, că de 2 ani îl cunosc pe domnul Simion Pop, nu îl cunosc de o viață întreagă, un om cu suflet mare, un om care, nu știu, nu urmărește niciun interes. Bineînțeles, nici eu nu urmăresc niciun interes, Doamne ferește, sau ceva. Dar eu sunt convinsă că marele maestru Simion Pop ți-a fost alături cu foarte multe sfaturi. Sigur că și ai învățat o mulțime de lucruri. Lumea. Poate, la un moment dat în viață, și tu a trebuit să dai o mână de ajutor. Sebastian Comăneci este într-o derută totală. El venea la ansamblu Ciocârlia acum 15-20 de ani. Avem și fotografie împreună. El zice că ne-am cunoscut acum 2 ani. Deci venea, avem și fotografie împreună. Păi nu de 2 ani înseamnă că e fiul dumneavoastră? Da. Legalizat încă nu. Nu. Maestru a vrut să vă spună că în 2012 am fost la un spectacol la ansamblu Ciocârlia. Nu am fost pentru dumnealui, pentru că nu-l cunosc. Nu știam de ce să fiu, să nu vă recunosc. M-am dus pentru doamna Maria Păunescu și doamna Maria Ciobanu. Și acolo, fiind foarte mulți artiști, l-am văzut și pe dumneavoastră. Mi-a plăcut așa ca și artist. L-ai remarcat, da? Pe marele am maestru. Am făcut o poză, dar nu am ținut legătura cu dumneavoastră de atunci. Legătura noastră a fost în felul următor. În 2019 mi-am serbat ziua de naștere aici la dumneavoastră, cu mai mulți artiști, așa, și... avea dumneavoastră, are o melodie de la Stâna Oilor. Mi-a plăcut foarte mult melodia aceasta și am spus, mă, zic, dacă ar vrea să... Nu, dacă ar vrea să vină în emisiune, zic, să-mi cânte și mie melodia aceasta. Mai ales că făcea parte din categoria artiștilor consacrați. Și așa s-a legat prietenia noastră, am făcut și 3 duete împreună. Și, cam și prietenia voastră, tu le-ai realizat doamnei Marieta, da, Marieta Pop, un album, da. Și ai ajutat-o să imprime, că trebuie să le spunem telespectatorilor, da, că existăm pe lumea asta să facem fapte bune. Corect. Și faptele bune întotdeauna, uneori, pot fi văzute și trebuie să le spunem oamenilor că faceți lucruri minunate împreună. Și până la urmă este o prietenie frumoasă de la care avem cu toții de învățat. Nu contează vârsta, prietenii noștri pot fi de toate vârstele. Corect. Iar cu siguranță și marele maestru Simion Pop a învățat câte ceva de la Sebastian Comăneci. Bunul simț îl caracterizează, merge cu noi prin parcuri, peste tot, ne face tot felul de filmări, de care noi... Din plăcere, da, și nu pentru cu altceva. Cu o bucurie, ca, deosebit. La masă îl invităm, da, mărar. Doamna Marieta, aveți microfon, mereu uitați de microfon. Avem albumul aici, doamna Marieta Pop, și uitați de instrumentul muncii, cum s-ar spune. Da, deci... Sarmalele sunt preferatele fiului nostru și face Marieta niște sarmale la fel, de
Anășicule, de așteptăm că știu că fiind mai ales că e în drumul dumneavoastră. Nu e așa. Te-ai scos cu prânzul astăzi. Da, m-am scos? Nu, că te iau și pe tine cu mine. Mergem amândoi. Mâncăm sarmale împreună. Așa e frumos. Avem 10 camere, deci avem. Dacă vreți să dormiți la noi, nu e o problemă. E o vilă cu mansardă. Acolo avem... Mai ales că vreau să la alt etaj. Nu mai vreau cu el. Vreau la alt etaj. Atunci o să fie așa. Știți ce ne dorim cel mai tare, da, marele maestru? Să cântăm. Să ne cântați. Și nouă și telespectatorilor și vă invit.